Bună ziua, bun găsit, domnule primar, la Comuna Ciocănești. Bine ați venit, domnule Proagă, mai ne urcăm. Ați venit după traseu, nu v-am găsit astăzi. Ce se întâmplă cu dumneavoastră la primărie? Unde mai sunteți? Ce lucrări mai sunt în comună? Pot să spun că comuna este un șantier. Astăzi am așteptat să vină echipa de la drumuri ca să ocupe de asfaltare. Avem 5 km jumătate de asfaltare pe Salinii. Mi-am îngrijit încă o săptămână agonia. Sperăm că de luni ce vine să vină să apuce de străzi ca să scăpăm o dată de povara, cum să spun, timpului care a durat până am implementat acest proiect. Canalizare, gaze? Canalizarea este în plină acțiune. Deja, cum am luat pe sate din Angolina, cam 60-70% este făcută în Angolina, urmând a urca în Sârbi și după aceea în satul Mărgineni. Se bucură cetățenii de acel stadion frumos în Smârdan? În Smârdan, sâmbătă trecută, am inaugurat un teren de mini-fotbal, unde copiii sunt foarte entuziasmați și nu putem să le facem pe pofte cât doresc să joace fotbal. Am trecut, domnule primar, pe lângă grădinița modernă pe care ați realizat-o aici în localitate și am văzut ceva frumos, un loc de joacă. Da, avem și grădinița e funcțională, cu loc de joacă, cu teren de sport, cu toate condițiile pentru educația și creșterea copiilor. Ce alte lucrări vă mai recomandă, domnule primar? Ce ne puteți spune de sala de sport, stadiul lucrărilor? Astăzi avem control de la ISC la sala de sport. Teoretic, constructorul s-a angajat că într-o lună de zile sala de sport va fi gata, mai puțin branșamentul de la Enel, dar sala de sport va fi finalizată într-o lună de zile. Căminul cultural. Căminul cultural, așteptăm, suntem pe lista de priorități, ca să zic așa, la CTE, la CNI. Sperăm că în maximul de zile să intrăm și la finanțare. Am auzit de ceva frumos la noastră localitate, un centru civic. Da, centru civic urmează să fie realizat, avem bani bugetați, avem proiect făcut, dar nu putem să facem centru civic până nu băgăm conducta de apă care se va locui, plus rețeaua de canalizare. Vrem să întâi să săpăm, să băgăm conductele și după aceea să facem ceva frumos. Disconform minim, asta este cu alte cuvinte o... Cetățenii trebuie să înțeleagă că nu este curat până nu este deranj. Domnule primar, ce să vă dorim? Succes și toate cele bune aici la Ciocănești. Proiectele nu se opresc aici. Deja am semnat un contract pe componenta C10, reabilitare energetică la școală. Proiectele pentru educație nu se opresc aici. Urmează să executăm un trotuar în comuna Ciocănești pe 2,5 km, un trotuar care este inexistent, avem pe toată suprafața DN31, mai puțin așa 2,5 km, dar încă o dată nu putem să facem trotuarul până nu canalizăm.